Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Bun găsit, stimați radioascultători, mulțumim uh, ocazia aceasta studioului ProDocens pentru că ne găzduiește și ne facilitează să registrăm această emisiune. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reîntâlnim la emisiunea Actualitatea în obiectiv. Astăzi aducem în prim plan, în atenția dumneavoastră, un subiect de actualitate, dintotdeauna a fost un subiect de actualitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului Dumnezeu, anume închinarea între muzică și mărturie. Pentru acest subiect, pentru a dialoga și pentru a intra în amănuntele acestui subiect, pentru a înțelege importanța lui. Am invitat un prieten, un apropiat, un lider de închinare și ne bucurăm să îi spunem un bun venit pentru prima dată în emisiunea noastră. Lui Beniamin Roșca este un tânăr aitist, un tânăr implicat în închinare, un lider de închinare în Biserica Creștină după Evanghelie Izbânda din București. Bun venit în emisiunea noastră! Bine te-am găsit Daniel, mulțumesc de invitație! Beni, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, un subiect pe limbajul tău, pe domeniul tău și pe interesul tinerilor, generației tinere pe care o reprezinți. Și aș vrea, pentru început, pentru cei care ne urmăresc, pentru telespectatori, să definim un pic ce este închinarea. Închinarea este un termen care apare frecvent în Biblie atât în Vechiul Testament, în locul în care e prezentat poporul Israel și modul în care Dumnezeu l-a chemat să se închine lui Ahve, lui Dumnezeu adevărat, cât și în Noul Testament, nouă credincioșilor, în nou legământ, ni se cere să aducem o închinare plăcută din toată inima în Duh și în adevăr lui Dumnezeu. Așadar, cum am putea defini termenul acesta închinare? Da, un uh, subiect fain, închinarea. Uh, am o definiție pentru personală, pentru terminul de închinare. Și, din punctul meu de vedere, închinarea, potrivit și scripturii, și uh, ce am mai studiat, sunt acele acțiuni ale omului și atitudini prin care se venerează și se cinstește numele Domnului, demnitatea unui, unicului Dumnezeu pe care îl avem și uh, această închinare să vină dintr-o inimă curată și sinceră. Cam asta ar fi definiția personală pe care, pe care aș da-o pentru terminul închinare. Ai menționat uh, uh, o atitudine a inimii, uh, o atitudine cu care ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și uh, te-aș întreba: contează asta înaintea lui Dumnezeu? Cum ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu? Chiar îi pasă lui Dumnezeu de lucrul acesta? Avem niște repere clare stabilite în Scriptură cu privire la așteptările pe care le are Dumnezeu de la copiii săi atunci când îi aduc închinare? Contează cum venim înaintea Lui Dumnezeu în, în închinarea de zi cu zi și vedem în Scriptură că nu poți veni oricum înaintea Lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu suveran, avem un Dumnezeu drept, sfânt în același timp și nu îl putem trata oricum. Trebuie să avem acea atitudine care o să vedem în interiorul următoare. O să dau și câteva exemple din Cuvântul Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere o închinare curată, sinceră. Am înțeles, Beni. Acum, ca să intrăm în subiectul nostru de astăzi, pentru generația asta tânără și pentru generația aceasta obișnuită într-un stil de închinare, Închinarea este asociată cu muzica, și de asta am și ales tematica asta, închinarea între muzică și mărturie. Și întrebarea ar fi, ne putem închina lui Dumnezeu fără muzică, sau muzica este un must, ea trebuie să fie mereu prezentă în închinarea noastră? Ne putem închina Domnului și prin muzică, dar se poate și fără muzică. Și avem câteva exemple în cuvântul lui, Dumnezeu. De exemplu, în Evrei 13 cu 15 spune prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui și să aducem trupurile noastre ca o jerfă vie. Adică biserica este îndemnată să mărturisească numele Lui. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, un element important al închinării Poate să fie căutarea feței Domnului în rugăciune, atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și uh, ai acea comuniune împreună cu, cu El. După care mai avem mărturisirea păcatului, care în mod clar, de exemplu, era o parte importantă a închinării în Vechiul Testament. Vedem aceasta când Dumnezeu a instituit ziua ispășirii pentru israeliți și a rânduit un timp pentru ei pentru mărturisirea păcatelor în rugăciunea domnească. Îl avem pe Domnul Isus care învață pe ucenici să ceară iertarea păcatelor. După aceea, închinarea poate să includă citirea publică a Scripturii, a predicării, proclamarea adevărului acestea în mod public, în adunări, în, în spații publice. O adevărată închinare, să zic așa, care poate să cuprindă și celelalte lucruri, mai poate să fie prezența Domnului prin zeciuelile sau darurile pe care le aducem. Tot este o închinare și, și, acest aspect. Un alt element unic al închinării poate să fie închinarea nou testamentală, care o vedem în Noul Testament, botezul și cina Domnului. Muzica, din punctul meu de vedere, e doar un element al închinării și toate aceste lucruri vin așa, ca, o, ca pachet. un întreg, ca, la, da, ca un pachet. Acum, tu care uh, ai așa un grup de tineri care slujești și faci misiune și când uh, cum uh, vezi că ei percep închinarea? Acum ai menționat uh, multe uh, moduri de închinare prezentate în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși, uh, prima care iasă mereu în evidență este muzica. Uh, și bineînțeles, e are aspectul ei artistic, vom discuta un pic și despre lucrul acesta. Pentru un tânăr sau pentru tineri din generația ta, din elementele acestea menționate de tine, care sunt cele mai evidente, așa, când ar, ar trebui să întreb cum mai putea să te închin Domnului, cam care crezi că ar fi răspunsurile lor? Termenul acesta de închinare, în ultima perioadă și în ultimii ani, s-a redefinit și pentru mulți tineri este egal muzica. Și e păcat uh, lucrul acesta, pentru că îmi dau seama că mulți tineri mă uit în viața lor și nu vezi rugăciune, nu vezi post, nu vezi citirea cuvântului și atunci de asta au și răspunsul acesta, închinare înseamnă muzica pentru ei. Da, mă gândesc, Beni, că uh, au poate un răspuns justificat, uitându-se în special în Cartea Psalmilor, uh, unde în anumit salm de laudă uh, sunt prezentate acele cântări, imnuri, asociate de instrumente muzicale și de aici cred eu că există această percepție că închinarea se face prin muzică. Și te întreb, muzica facilitează închinarea? Că așa aici este un aspect sensibil. Noi în bisericile evanghelice am urmat așa un trend, dacă aș putea zice așa, că fără muzică și fără partea de închinare de la început, parcă nu poți să ai celelalte elemente din slujbă și din părtășia, comuniunea comunității locale uh, Din punctul meu de vedere muzica nu facilitează închinarea este doar un element care ajută închinarea în biserică uh, și de asta spun pe lângă muzică sunt și celelalte elemente cum ar fi rugăciunea uh, uh, mărturisirea mărturiile și da, nu este un uh, nu facilitează închinarea, deși în perioada aceasta și în generația aceasta mulți cred că facilitează închinarea pentru a simți sau al simți pe Dumnezeu acolo prezent în, în adunare. Se pune foarte mult accent pe, pe uh, elementul acesta de muzică. Amma, emoțiile uh, joacă un rol esențial și uh, dintotdeauna emoțiile au fost cele care l-au dus pe om într-o direcție sau în alta. Evident că uh, generația aceasta Z și generația aceasta chiar și a milenialilor, dar mai puțin, uh, ei sunt uh, uh, captivați de partea aceasta emoțională, de ceea ce simt, de ceea ce trăiesc și muzica are un rol... Uh, Esențial, primordial, să creeze niște sentimente, stări. Vom vedea poate și în emisiunea aceasta, și îmi propun să dezvolt subiectul acesta pe mai multe planuri și sub mai multe fațete, chiar și partea aceasta psihologică, emoțională. Dar revenind la muzică, mi-a plăcut ce spunea odată Sebastian Bach. El spunea așa, muzica nu trebuie să aibă altă finalitate și alt cel decât slava lui Dumnezeu și înviorarea sufletului. Amin. Un om care a compus muzică, un om care a trăit muzica, un artist de altfel, respectat, apreciat de-a lungul a zecilor de ani și de-a lungul istoriei. Cum ne uităm la muzică prin prisma scripturii. Ce învățături ies din scriptură cu privire la muzică? Și muzica e un domeniu care de secole fiecare cultură are o muzică aparte, a făurit un stil de muzică. Totuși, noi fiind credincioși, creștini, copii ai Domnului, ar trebui să avem un reper în ce privește muzica plăcută lui Dumnezeu, acea muzică uh, uh, frumoasă care să îl înalțe pe Dumnezeu. Dacă ne uităm în scriptură, ce învățături reies legat de muzică, atât cât ai studiat tu și cât ai înțeles și ai reușit așa să uh, împărtășești și tinerilor și grupei de tineri cu care slujești. Un verset uh, pentru mine cheie, și care este uh, numărul 1, să spun așa, este din Colosen 3 cu 16. Uh, prima parte care spune: Cuvântul lui Hristos să, locu să locuiască din breșug în voi în toată înțelepciunea. Uh, stilul de muzică sau ceea ce se compune ca versuri uh, trebuie să aibă Cuvântul lui Dumnezeu în centru, trebuie să aibă uh, centralitate uh, Domnul nostru Isus Hristos fără de el muzica creștină contemporană este este o ca toată sunt doar niște versuri puse pe niște note doar ca să ne simțim noi bine dar fără cuvântul lui Hristos în muzica noastră de închinare atât în biserică cât și în afara ei nu are niciun beneficiu din punctul meu de vedere și generația aceasta tânără are mare nevoie, în primul rând, de Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci spui că uh, pentru a avea o muzică sănătoasă uh, trebuie să ai uh, însușit în Cuvântul Lui Dumnezeu, uh, asimilat. Uh, spune acolo Pavel, e un termen foarte frumos, să locuiască și nu oricum din belșug, adică din prea plin să dea afară Cuvântul Lui Dumnezeu. Și acela uh, e modul sau starea în care uh, de acolo um, pornesc și laudele plăcute, domnule, că un verset mai jos încolo uh, spune de cântați lui Dumnezeu, uh, vorbiți între voi cu psalm, cântări de laudă. Uh, iată că prioritatea este cuvântul lui Dumnezeu. Așa este, așa este. Uh, prea puțin se mai pune accent pe cuvântul lui Dumnezeu și se pune accent în ultima perioadă pe ceea ce poate să fie fanii în trend, ce poate să prindă. De multe ori mă uit în muzica creștină, românească, nu îl mai găsim pe Domnul Isus. Te uiți la un moment dat și eu ca tânăr îmi place, îmi plac liniile melodice, muzica, dar la un moment dat chiar stau să mă uit pe versuri și nu au ce să-ți spună. Și E, trebuie să spui un semn de întrebare în momentul în care uh, asculți sau cânți o asemenea muzică, mai ales în biserică. Vorbim, vorbim de biserică și trendul este înspre uh, lucrurile acestea, în a aduce ce este nou, ceea ce au alții de departe, din alte țări, doar ca să atragem uh, mase de tineri în biserică. Vorbind de biserică și de muzica aceasta bisericească, muzica în contextul ecleziastic, mă preocupă așa aspectul ăsta văzând faptul că în ultimii ani, zeci de ani chiar, și în bisericile din țara noastră, din România, cuvântul a luat un loc secundar sau un loc doi și pe primul plan este muzica și acel timp de worship, de închinare, a devenit cumva regina, cu ghilimele de rigoare, închinarea aceea de la început. Și cuvântul este spre partea de final. Și aici mă refer la componența programelor noastre publice sau întâlnirilor noastre publice de închinare, majoritatea bisericilor. Și nu știu, asta e de rău, e de bine, chiar îmi propuneam așa, să mă uit în istorie, la bisericile de la început, bisericile uh, din primul secol, dacă avem ceva evidențe cu privire la uh, structura întâlnirilor lor, uh, cât era muzică din întâlnirea lor, în ce moment era plasată muzica, în ce moment era plasat cuvântul, cum vezi tu uh, așezarea asta a priorităților în întâlnirile publice. Mulți predicatori chiar au fost lăsați captivați de mirajul ăsta al muzicei și au spus chiar pe noi ne ajută, creează starea aceea bună pentru a primi oamenii cuvântul, muzica de închinare de la început. Cum vezi tu lucrurile astea? Sunt bune? Sunt rele? Sunt de păstrat? Sunt de schimbat? Spuneai de muzica creștină worship în biserici că a devenit regină. Eu am observat că există două tendințe, sau să spun mai bine două extreme. Unu, muzica sau închinarea prin muzică în biserică este o cenușăreasă, adică e pauza aceea dintre reclame, dăm și noi o cântare doar ca să fie acolo și umplem programul cu cuvânt, cu alte lucruri. Adică nu se pune bazele pe, pe închinarea prin muzică. Și cealaltă extremă, închinarea prin muzică, trei sferturi din program și predica devine ce nu șereasă. Cred că Dumnezeu și nu cred. Sunt sigur că Dumnezeu ne cheamă să fim echilibrați în ceea ce privește programul de biserică. Acum, cum ar fi structura? Eu m-am uitat în Scriptură și nu prea văd închinarea prin muzică în sinagogă, în locurile publice unde prorocii, apostolii se închinau înaintea lui Dumnezeu. Și de exemplu Neemia 8 de la versetul 5 până la 6 spune cuvântul Dumnezeu că Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor că stătea mai sus decât poporul și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra binecuvânta pe Domnul Dumnezeu cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile Amin, Amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Ce a făcut Ezra? A deschis cartea. Adică a început să le spună din cuvântul lui Dumnezeu ce are Dumnezeu să le spună poporului Israel. După aia vedem în Noul Testament, citirea Scripturii a devenit o parte obișnuită a închinării în sinagogă, ca fiind ceva prioritar, în ziua sabatului. Și avem în Luca 4, de la 16 până la 19, în fapte 13 Scriptura cu 15. Da, era citit. Da. După da. aia, un, tot în Noul Testament, credincioșii se adună pentru închinare și ei de asemenea ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și avem atât de multe exemple. Când Petru cu, uh, stă înaintea iudeilor și cuvântă din partea lui Dumnezeu. După aceea mai găsim uh, că împreună cu învățătura pe care o dădeau apostolii, cu predica și îndemnurile bazate pe lucrurile acestea pe care le-a lăsat Domnul Isus, sunt îndemnați să se gândească la ceea ce uh, s-a predicat și spune la un moment dat în faptele apostolilor că se duceau acasă și verificau dacă ceea ce le spuneau apostolii era așa cum scrie în Cuvântul Lui Dumnezeu. Întrebarea mea este acum, de câte ori plecăm după un program, să spunem de duminică, și a doua zi, sau chiar imediat după aceea, verificăm ceea ce ni s-a predat, ceea ce ni s-a predicat. Pentru că de multe ori uităm predica și uităm și melodiile care s-au cântat. De multe ori am pus întrebarea mai dar știi ce s-a predicat. Și nu ce se știu. uită mai repede? Melodiile sau predica? Se uită totul. Adică e ca Dragic, e ca un delit de asta. Uh, nici nu, nu, am, nu am cuvinte. Dar de multe ori, după un program de biserică, unde trei uh, sferturi este închinarea prin muzică, răspunsul multor tineri este fain, a fost frumos. Păi și ce s-a predicat? Nu Domnul mai contează. Știi? Da. Și... Uh, Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm și prin muzică, dar... Uh, prioritar în viețile noastre trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu, predicat, sănătos. Asta ne ajută ca să creștem, asta ne ajută să fim așa cum trebuie pe, pe calea credinței. Fără cuvântul lui Dumnezeu suntem, pot să spun, suntem nimic. Da, cuvântul este prioritatea creștinului și a fost prioritatea primilor creștini. Sunt de acord cu tine. Ai menționat acel text din Nemia, când poporul a stat o zi întreagă, de dimineața până seara. Nu știu cât s-a mai avea astăzi răbdare să facem exercițiul acesta. Ne plictisim repede de Cuvântul lui Dumnezeu, însă muzica nu plictisește și cred că de aici sunt înclinațiile acestea ale adolescenților, tinerilor, înspre stilurile de muzică. Și sunt, de-a lungul istoriei, s-au dezvoltat mai multe stiluri de muzică, cântată de diverse formații creștine, mai puțin creștine. Cum apreciezi tu diversitatea aceasta de stiluri de muzică? Unele dintre ele. La limita, să zic eu, decenței, bunului simț și chiar la limita um, um, creștină, ca să zic. Eu n-aș asocia un stil de muzică importată din anumită cultură sau anumită uh, anumită formație care nu are nicio uh, identificare în valorile creștine, dar aceste stiluri au fost importate, cu ghilimele de rigoare, încet, încet și în. Uh, Programele de închinare comună ale bisericii? Uh, Într-adevăr, există o diversitate de genuri muzicale pe care eu recunosc că le ascult. Le ascult în așa fel încât să-mi dau seama cam ce își doresc tinerii, ce ascultă tinerii. Am fost și eu în postura în care am ascultat tot felul de genuri uh, muzicale, atât creștine cât și laice. Acum. Uh, uh, nici eu n-aș asocia un stil de muzică, de exemplu, din Africa ca fiind necreștin. Pentru că dacă îl punem în cultura noastră românească, pentru că aici ajungem până la urmă la cultura în care Dumnezeu a îngăduit să, să trăim, o să ni se pară că e ceva mai nu se face așa înaintea lui Dumnezeu. Să sari, să... Și zicea cineva, două rămâne două. Că mulți zic două creștini, două necreștini. Nu, nota două rămâne nota două. Acum depinde ce punem noi pe nota două. Uh, diversitatea aceasta este bună până la un anumit punct și așa cum spuneai și tu, este până la o anumită graniță. să a ajuns să fie uh, foarte la limită. Uh, de exemplu, în partea de nord a României, acolo se ascultă mai mult uh, muzică de aceasta, gen spun mai mulți, popular. Acordeon. Popular românească. Popular românească, da. Uh, este un gen muzical uh, creștin. Uh, la noi aici sunt mai mult pe worship, mai mult pe. Uh, suntem un pic și clasici, să zic așa. Uh, Dumnezeu primește uh, stilurile acestea de muzică, uh, eu așa cred. Dar acum depinde, depinde până unde te duci cu aceste genuri muzicale Pentru că luăm genul popular Din genul popular poți să te duci în lăutărie Și să nu mai fie ceea ce ar trebui să fie înaintea lui Dumnezeu După care din orișip să te duci Și vedem în America, vedem în Australia Într-o extremă foarte, foarte delicată pot să spun În care nu mai înțelegi cuvintele, nu mai înțelegi nimic Asta este și ideea, să nu înțelegi nimic, doar să rămâi cu un zgomot. Acum, când vom ajunge în ceruri, pot să spun, o să înțelegem măi, care sunt stilurile muzicale care i-au plăcut Domnului. Dar ne putem da seama și noi că un gen muzical care poate este într-un club, într-o într discotecă, nu are ce căuta în biserică. Și de ce spun că ne putem da seama? Pentru că atâta timp cât suntem în biserică și avem Duhul Domnului, putem discerne și chiar Duhul ne mustră atunci când lucrurile nu, nu sunt așa cum trebuie. Acum depinde de fiecare dintre noi dacă acceptăm din partea lui Dumnezeu mustrarea sau nu, sau mergem doar da, ca să fim în trend și plăcuți celor care, care ne privesc. Da, stilurile muzicale sunt diverse vorbesc fiecărui om. Acum depinde de fiecare dintre noi să nu ne ducem la, peste acea limită pe care noi impune Cuvântul Lui Dumnezeu. Bine că nu am ajuns la mania creștină, am ajuns la multe stiluri de muzică. Beni, îți mulțumim pentru aceste idei frumoase pe care le-ai împărtășit cu noi. Urmează cam partea a doua a emisiunii să Abordăm un pic și aspectul atitudinii, a inimii, a mărturiei în închinare, pentru că am vorbit în prima parte despre închinarea între muzică, și în partea a doua aș vrea să vorbim și despre mărturie, despre uh, rezultatele, comportamentul nostru, de ceea ce văd oamenii atunci când ne închinăm lui Dumnezeu. Stimați radioascultători, aceasta a fost prima parte a ediției de astăzi, a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Am încercat să intrăm în subiectul acesta al închinării. Sunt multe lucruri de explicat, sunt multe lucruri de spus, nu putem să le abordăm în mod exhaustiv, însă în partea a doua a emisiunii, de data viitoare, pe care vă încurajăm să o urmăriți, vom aborda și acest aspect al mărturiei, al atitudinii în închinare. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pe data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!